Patriarhii României Iustin și Teoctist vor fi pomeniți mâine în cadrul Sfintei Liturghii de la Catedrala Patriarcală. De asemenea, la finalul slujbei va fi oficiată litia mică la mormintele lor din lăcașul de cult de pe colina Patriarhiei. Slujba este prilejuită de împlinirea a 16 ani de la trecerea la cele veșnice a Patriarhului Teoctist în 30 iulie și a 37 de ani de la trecerea la Domnul a Patriarhului Iustin în data de 31 iulie. Părintele Patriarh Teoctist Arăpașu a fost cel de-al cincelea întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române timp de 21 de ani, iar Patriarhul Iustin Moisescu a îndeplinit aceeași demnitate 9 ani, trecând la Domnul în 1986.